De la un an la altul, la examenul de bacalaureat, se înscriu tot mai puțini elevi. Unii dintre ei iau această decizie după ce au realizat că ar trebui să susțină un examen dificil și că atare au ales să-l amâne, iar alții pur și simplu nu vor să-l mai dea. Aleg să plece peste hotare să muncească pe salarii mai mari decât le pot oferi angajatorii din țară. Așa se face că numărul scade de la un an la altul. Numai față de 2015 sunt cu mai puțin de 500 de candidați. Se observă o scădere față de cei înscriși anul trecut, 2443. Acest lucru se explică prin faptul că atât din seriile anterioare se prezintă mai puțini elevi, întrucât au observat că este un examen dificil la care, dacă nu există o pregătire anterioară serioasă, nu poate să fie promovat. Și de asemenea, din seria curentă, atât efectul scăderii populației școlare, cât și de asemenea avem aceeași idee că în momentul în care nu se simte bine pregătit, elevul nu mai vine să susțină un examen pe care nu l-ar promova. Cu ei sau fără ei, o nouă fază preliminară din cadrul examenului de bacalaureat s-a încheiat. Candidații și-au depus dosarele de înscriere cu speranța că vor depăși testul maturității. În total, aproape 2000 de mehedințeni vor trece prin emoțiile bacului. Vineri pe 3 iunie s-a încheiat o etapă de înscriere la bacalaureatul din sesiunea iunie-iulie 2016. Avem înscriși până la această dată 1927 de absolvenți ai seriilor curente și anterioare. Dintre aceștia, 1573 sunt absolvenți ai acestui an, 354 fiind din anii anteriori. Examenul va debuta în 13 iunie cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Ca și în anii trecuți, toate sălile în care se vor desfășura probele examenului vor fi supravegheate atât video cât și audio.